Bună tuturor! Astăzi voi încerca să fac butter slime fără clay. Voi începe cu acest fondant albastru. Cam așa arată. Miroase foarte bine. Voi pune doar puțină loțiune. Și voi amesteca bine, bine. Să vedem ce se întâmplă. Și cam așa arată. Eu zic că a ieșit cât de cât ceva, te poți juca cu el. Nu este lipicios. Acesta ar fi butter slime fără clay și fără lipici. Pe viitor voi încerca să adaug ulei sau nu știu ceva comestibil ca să fie și slime comestibil. O altă metodă de a face butter slime fără clay este aceea cu trandafiri din săpun. Această metodă știu sigur că funcționează, am mai încercat-o. De data aceasta voi folosi slime. Și vom amesteca fain frumos trandafirii în slime. Deja se topesc. Și cam așa arată. Puteți să tăiați trandafirii în bucăți mici-mici. O să iasă slime-ul și mai fin. Bineînțeles, dacă folosiți alte culoare de trandafiri, va ieși mai frumos. Și următoarea metodă ar fi butter slime cu plastilină.
îl voi amesteca bine, bine. Și, ca și în primul caz, voi adăuga puțină loțiune. Și cam acesta este rezultatul. Ok, și cam atât pentru clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Vă ce părere aveți? Care din cele trei slime-uri seamănă mai bine cu un butter slime? Și scrieți în comentarii dacă ați încercat și voi să faceți butter slime fără clay și ce ingrediente ați folosit. Ok, pe data viitoare! Pa!